Cei care au vrut o zi de duminică specială, departe de parcuri aglomerate și grătare, au ales clubul de echitație. Au învățat să le dea de mâncare cailor, să se împrietenească cu ei și să-i călărească. Cele două zile de cursuri au fost folositoare atât pentru cei care au un cal, cât și pentru cei care practică echitația în mod ocazional. Da? Ce am făcut acum? Puteam să mă duc la el și să-i pun asta pe cap. Am preferat să-l fac atent. Cursurile au început încă de la primele ore ale zilei la clubul hipic din Corbeanca. Denis este de profesie actor, însă pasiunea vieții sale o reprezintă caii. A studiat ani de zile tehnicile de dresaj. Acum îi învață pe alți iubitori de animale cum să stăpânească un bidiviu. Totul începe cu principiile de bază. Trebuie să-i dovedim că avem idei mai bune ca el, că ne impunem punctul de vedere, dar într-un mod în care îi folosim psihologia lui. Da? Deci nu căutăm neapărat să fim duri cu calul. Răsplata oricărui armăsar înseamnă un morcov și o vorbă bună, ori de câte ori este ascultător. Cel mai tânăr dintre participanți s-a dovedit și cel mai curajos. El a fost primul care a urcat în șa. Ți-e frică pe căluri? Nu. Nu, e bine. Eu am început să practic echitația de ceva timp și mi-ar fi plăcut să aflu și alte metode de comunicare cu calul. O oră de călărie costă între 70 și 100 de lei în funcție de club. Un cursant poate să călărească fără să fie asistat de instructor după 3 luni de antrenament. Informații